Comisaria NPC Prahova au desfășurat acțiuni de control pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind protecția consumatorilor în unități de alimentație publică, supermarketuri și piețe agroalimentare de pe raza municipiului Ploiești. Cu această ocazie au fost verificați 26 de operatori economici aplicându-se sancțiuni contravenționale în valoare totală de 572.000 de lei și 10 avertizmente. Au fost dispuse măsurile de oprire definitivă de la comercializare și retragerea din circuitul consumului uman pentru 1.240 de kilograme produse alimentare în valoare totală de 28.055 de lei și oprirea temporară până la remedierea deficiențelor pentru 470 de kilograme produse în valoare totală de 7.882 de lei. Totodată s-au dispus 21 de măsuri complementare de oprire temporară a activității și prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor și 2 propuneri de încetare a practicii comerciale corecte. Printre agenții comerciali a căror activitate a fost oprită se numără și unul dintre hipermarketurile care își desfășoară activitatea în molul aflat la marginea municipiului. Acest lucru i-a speriat pe angajați, care au crezut că își vor pierde locurile de muncă și au cerut prin sindicatul Cartel Alfa o discuție cu prefectul județului Prahova, Virgil Uneanu. Reprezentantul sindicatului, de care aminteați mai devreme, s-a adresat domnului prefect cu mici nelămuriri în urma închiderii centrului comercial. Angajații de acolo se temeau de asigurarea locului de muncă și, ca atare, reprezentantul sindicatului a venit cu o serie de întrebări către prefectură. Nu se pune problema ca oamenii să-și pierdă locul. Nici de cum. La acel centru comercial vorbim despre o suspendare temporară până la remedierea deficiențelor. Acest lucru ține strict de conducerea centrului și ca atare ulterior de reluarea activității. Printre deficiențele constatate de Comisaria NPC Prahova se numără vitrine frigorifice ruginite, neconforme din punct de vedere al gradului de uzură, produse porționate care urmau a fi introduse ca ingredient în prepararea mâncărurilor fără elemente, privind încadrarea în data limită de consum și produse cu prețul diferit între raft și casa de marcat, precum și produse fără preț afișat.